Având în vedere gravitatea dezinformării opiniei publice privind nivelul exagerat al prezenței endotoxinei în vaccinul gripal, urmarea utilizării unei metode neconforme cu standardele impuse de farmacopeia europeană, lipsa de responsabilitate, dar și crearea temerilor în rândul opiniei publice de către președintele Agenției Naționale a Medicamentului, ministrul Sănătății a decis destituirea din funcție de președinte al Agenției Naționale a Medicamentului a domnului Marius Savu, începând cu data de 26 februarie 2014. Se arată într-un comunicat de presă publicat miercuri de Ministerul Sănătății. Potrivit specialiștilor în domeniu, metoda de testare a vaccinului gripal utilizată de laboratorul din Franța la care a apelat președintele Savu, din proprie inițiativă, a fost metoda cinetică cromagenică, care nu este în conformitate cu prevederile farmacopeiei europene. Pentru un astfel de produs, a precizat Ministerul Sănătății. Testarea produselor de către oricare laborator trebuie efectuată conform metodelor validate și aprobate, descrise în dosarul produsului, prevăzute în farmacopeia europeană, ceea ce înseamnă în cazul de față metoda gel-clot, se mai arată în comunicatul citat.